Cine e Cat Von Persoana? Nu că ar fi treaba ta, dar acela sunt eu. E o platformă de socializare pe care intru pentru a discuta cu oameni. Asta ce e? Ia te uite cum te joci în cutiuța ta. Ce drăguț! De ce ar fi să închidem pagina asta? Acum. Stai o clipă. Cine e Molly C112? Nu, termină, gata. Chester, se pare că te îndrăgește. Ascultă, ce motănuț drăguț. A scris motănuț. Gata, ajunge. Numele ei e Molly Cuddlesworth Kensington Price și e o simplă amică. E mai mult decât o simplă amică. Privește câte comentarii. Chester! Te dai drept altcineva pe internet doar ca să te simpatizeze lumea? Da! Ce te face să crezi că aș fi diferit de toți ceilalți care intră pe internet? Bucură-te că nu intru pe internet din baie. Hei, lasă-mă și pe mine! Și eu vreau o prietenă englezoaică. Harold, pe platformele de socializare trebuie să păstrezi un delicat echilibru între tact și ironie. Voi avea o prietenă englezoaică! Voi avea o prietenă englezoaică! Nu, am explicat totul! Încetează! Acum trebuie să îndrept lucrurile! O, nu, dragă Molly, ce? 1, 1, 2, 3... Te pricep să scrii la tastatură. Unu, doi, trei! Scuze, prietene, ce zice să jucăm sare șoare cele mai bine? Sigur e Toodles din nou! E Toodles din nou! Bună, Alesul! De ce faci asta, Winston? Un site matrimonial i-a arătat lui Toodles că eu sunt Alesul! Perechea ei! Yin-yang-ul ei! Peticul ei! Sufletul ei pereche! Winston, te aud acolo! Nu vrei să-i deschizi? Va vrea o întâlnire! Tu nu vrei o întâlnire? N-am fost niciodată! Nu-ți face griji! Eu și unchiul Ger vom fi antrenorii tăi! Winston! Gata cu învârtitul în jurul cozii! Tu și eu, vineri, la cafeneaua franceză! Ne vedem la 8, drăgălașule! Cere el și eu n-am! O întâlnire cu mine! Cine e Cat Von Persoana? Nu că ar fi treaba ta, dar acela sunt eu! E o platformă de socializare pe care intru pentru a discuta cu oameni. Asta ce e? Ia te uite cum te joci în cutiuța ta. Ce drăguț! De ce ar fi să închidem pagina asta? Acum. Stai o clipă. Cine e Molly C112? Nu, termină, gata. Chester, se pare că te îndrăgește. Ascultă, ce motănuț drăguț. A scris motănuț. Gata, ajunge. Numele ei e Molly Cuddlesworth Kensington Price și e o simplă amică. E mai mult decât o simplă amică. Privește câte comentarii.
Chester! Te dai drept altcineva pe internet doar ca să te simpatizeze lumea? Da! Ce te face să crezi că aș fi diferit de toți ceilalți care intră pe internet? Bucură-te că nu intru pe internet din baie. Hei, lasă-mă și pe mine! Și eu vreau o prietenă englezoaică. Harold, pe platformele de socializare trebuie să păstrezi un delicat echilibru între tact și ironie. Voi avea o prietenă englezoaică! Voi avea o prietenă englezoaică! Nu, 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 totul! Încetează! Acum trebuie să îndrept lucrurile! O, nu, dragă, Molly, ce? 1, 1, 2, 3. Te pricep să scrii la tastatură. Unu, doi, trei! Scuze, prietene, ce zice să jucăm sare-șoare cele mai bine? Sigur, e Toodles din nou! E Toodles din nou! Bună, Alesul! De ce faci asta, Winston? Un site matrimonial i-a arătat lui Toodles că eu sunt Alesul! Perechea ei, ying-yang-ul ei, peticul ei, sufletul ei pereche! Winston, te aud acolo! Nu vrei să-i deschizi? Ba vrea o întâlnire! Tu nu vrei o întâlnire? N-am fost niciodată! Nu-ți face griji! Eu și unchiul Ger vom fi antrenorii tăi! Winston! Gata cu învârtitul în jurul cozii. Tu și eu, vineri, la cafeneaua franceză. Ne vedem la 8, drăgălașule. Cere el și eu n-am. O întâlnire cu mine. Cine e Cat Von Persoana? Nu că ar fi treaba ta, dar acela sunt eu. E o platformă de socializare pe care intru pentru a discuta cu oameni. Asta ce e? Ia te uite cum te joci în cutiuța ta. Ce drăguț! De ce ar fi să închidem pagina asta? Acum. Stai o clipă. Cine e Molly C112? Nu, termină, gata. Chester, se pare că te îndrăgește. Ascultă, ce motănuț drăguț. A scris motănuț. Gata, ajunge. Numele ei e Molly Cuddlesworth Kensington Price și e o simplă amică. E mai mult decât o simplă amică. Privește câte comentarii. Chester! Te dai drept altcineva pe internet doar ca să te simpatizeze lumea? Da! Ce te face să crezi că aș fi diferit de toți ceilalți care intră pe internet? Bucură-te că nu intru pe internet din baie. Hei, lasă-mă și pe mine! Și eu vreau o prietenă englezoaică. Harold, pe platformele de socializare trebuie să păstrezi un delicat echilibru între tact și ironie. Voi avea o prietenă englezoaică! Voi avea o prietenă englezoaică! Nu, nu, am explicat totul! Încetează! Acum trebuie să îndrept lucrurile! O, nu, dragă, Molly, ce? 1, 1, 2, 3... Te pricep să scrii la tastatură. Unu, doi, trei! Scuze, prietene, ce zice să jucăm sare-șoare cele mai bine? Sigur, e Toodles din nou!
E Toodles din nou! Bună, Alesul! De ce faci asta, Winston? Un site matrimonial i-a arătat lui Toodles că eu sunt Alesul! Perechea ei! Yin-yang-ul ei! Peticul ei! Sufletul ei pereche! Winston, te aud acolo! Nu vrei să-i deschizi? Va vrea o întâlnire! Tu nu vrei o întâlnire? N-am fost niciodată! Nu-ți face griji! Eu și unchiul Ger vom fi antrenorii tăi! Winston! Gata cu învârtitul în jurul cozii! Tu și eu, vineri, la cafeneaua franceză! Ne vedem la 8, drăgălașule! Cere el și eu n-am! O întâlnire cu mine! Yeah.